las că duc eu pe ăsta. Haideți. Salut, prieteni. Bună ziua. După ce Ceaușescu s-a plimbat cu în caleașcă la Regina Angliei, am izbândit și eu la 72 de ani să mă plimb cu anișoara în cotiga ei cu măgar. E o mare realizare. Anișoara e din cetate aici, stă în vale. În deal. Ai casa mai în deal, da. Da. Eu așa zic lângă și la... Godea, da. Lângă Godea, deci nu stai aici. Nu, lângă Godea stau lângă eu. Lângă Godea, ești tare. Sunt orășeancă. Deci Anișoara este o negustoreasă mică. Când începe primăvara, uite ce produce Anișoara de pe-n vie, de pe la mine, uneori pe acolo, unde cresc cele mai bune urzici și crește ștevia asta, care în Oltenia se cheamă Draga vei. Acum e cea mai bună, că este frăgezică așa. Am întâlnit-o acum câțiva timp, vindea acolo, e un... O masă acolo, mamărâtă. La un târgușor mic. La un târgușor și am luat de la ea ștevia cea mai mult. Eu luam de la calafat, dar ea știe de unde o adună. Din grădină, din vii, deci, unde e curat. Unde e curat, unde nu fac pipi câini. Nu, păi așa, nu e frumos, păi da, ce da, mâncăm da, spurcat, așa, nu se poate. Și mă gândeam, băi, Anișoara, dacă era în America Latină, vindea frunze de coca. Știi ce e aia, da? Da. Ea, din lumea romilor, așa, e cea mai deșteaptă, ea are 10 clase. Am făcut școala în Hunedoara. Uh-huh. Acolo am copilărit, era etatea de 5 ani până la 19 ani. Până la 19 ani. Tata a fost răcătuș mecanic în combinat. Tata, știi că taică-mi a fost răcătuș mecanic. Ne leagă în combinatul siderurgic din Hunedoara. Uh-huh. În 67 a pus bombă la asta, cum îi spune, la uzină. De a sărit în aer. Și a avut noroc. În 67? În 67. Crezi că a fost o bombă sau nu, a dat foc, era o femeie de servici. Așa. Și veneau aceia care luau sânge, cum se spune. Aha. Și a învățat-o, a dormit la ea. Aha. Asta e fapt real din Hunedoara, nu e o minciună. Da. A dormit la ea, că era femeie de servici, și a învățat-o să ducă să facă foc. Să facă foc la o gură unde se curgea apa, gazele. Aha, unde veneau gazele de la fabrică. De la uzină. Și a dat foc de a... Era, și tatăl meu a avut noroc că n-a știut o carte. Ca să ducă să-i scălească, că știți că trebuia să-i scălească când intra la servici. Aha. El a cunoscut meseria prima dată aici, în cetate, el a dat drumul la film. Când a fost prima dată. El era mecanic la combine, la filme, la televizoare, la orice. El era... Deci avea și tată deștept, ca să zic așa, fiindcă ea e foc de deșteaptă. Și eu am învățat în Hunedoara, am învățat 8 clase și am dat la profesională, cum era la asistentă medicală. S-a întâmplat că am luat cu 9,50 și trebuia 10, că eram 100 de fete. 9,50 era o medie mică, adică firai, dracule. Păi dacă era selecție numai de 10. Da, incredibil. Era numai de 10 și totuși, prin intervenție am intrat, eram asta, dar s-a întâmplat că tata s-a îmbolnăvit, a avut cancer la plămâni și n-a mai avut cine să mai mă îngrijească și am făcut 10 clase, dar fără să le termin ultima... Și te-ai întors? Și m-am întors. La cetate? M-am întors în cetate, din cetate m-am dus în Constanța și copilul meu e crescut la școală, tot în Constanța. Bun, și tu ai muncit în anii a comunismului, cum de-ai ajuns să n-ai pensie? Eu am venit acasă în cetate și m-am dus la colectiv, am fost și la vaci, mulgătoare și n-am mai știut că îmbătrânesc, că rămâneam toată viața tânără, tinerețe fără bătrânețe. Și am făcut zilele lui mama. Și am zis că nu mai îmbătrânesc. Aha, tu munceai și trecea maică-ti zilele. Da, cum era... Ăsta-i băia la pensie, eventual. Și matale a rămas fără pensie. Și eu am rămas cu... Deci are acum, fiți atenți, în România capitalistă, societatea de consum, trece într-un ajutor social în sumă de... 14,20, 1.420. Deci 140 de lei, asta este ajutorul social. Că multă lume în jură, ajutor social. Nu. Deci Anișoara... Asta este venitul ei lunar. O,
140 de lei. 140 de lei. Da. Și ea reușește să supraviețuiască în România capitalistă. Când apare urzicuța, ștevia, nu știu ce, are câteva găini, ce mai, are o grădină mică unde face, anul ăsta ne combinăm cu roșii, da, să pune, da, da. Fiindcă ea nu pune nimica chimic. Nu pun, nu. Cu gunoi de graș, cu care... Am avut și două preinfarcturi și am luat un an de, 2 ani de zile medicamente și pe urmă am terminat. Ai terminat cu ele, foarte bine. A trecut pe urzi și pe cel mai bun medicament asta. Foarte multe fructe și legume. Astea e cea mai principală. Deci după două preinfarcte... Pun și carne înăuntru, dar nu le am cu carnea. Nu le am. Să fie acolo, dar să nu... Gata, bre. Ciorbe, cât de multe ciorbe astea. Și la noi, la țigănie, mai ales să face iarna, care știți, varză cu... Varză de asta acră, cu fasole. Cu fasole. Ah, cu fasole amestec. Stai, o facem... Eu vreau să colaborez cu ea, nu știu care a mâncat, știi care a auzit. Da. Vă fac o fasole uscată. Nu te uita la lăutare, lasă, uită-te mai bine. Așa, cu o fasole uscată. Fii atent, o fel de mâncare pe care nu-l știam. O ciorbă și băgăm un nos afumat, păi mănânci până nu mai poți. Și cu varză, deci fasole. Varză călită, da, de asta. Săptămâna viitoare facem acest. Cum ziceți așa? Eu vreau să iau ca asistent aici, ce să ne mai... Cam, mi-a făcut câteva mâncăruri și am rămas paf. Așa, și eu n-am mâncat urzici cu mălai, făcute chiar la mama lor și ea știe chestia asta. Păi așa deci se face. Nu e numai aducătoare de urzici? Se face și ciorbă cu orez, mănâncă mai mulți rudari. Ce? Cu de asta urzici, urzica? Da. Deci, din fericire pentru Românie, foametea din primăvară o salvăm cu urzicile și cu ștevia. Da. Oamenii sărmani, așa. Da. O mâncare foarte fină, printre altele, trebuie să recunoaștem. Așa. Păi lichidul acesta e cel mai bun ceai, ca să știți. Deci aici am fiert, pentru că ea mi-a adus câteva zile la rând urzici. Am fiert urzicile astea, puțin, da. Cam 20 de minute, n-am fiert mai mult, cam atâta. Da. Și acum, fii atent, să-mi arăți rețeta ta de urzici cu mălai. Da, nu, dăm coace. Pe care, asta o punem, da? Asta. Nu pui nimic, lasă-mă în pace. Gata, nu mă bag. Cu mințel. Deci zeama de urzici e nemaipomenită, e un medicament și nu până la urmă. Da, e foarte bun. Păi zeama o punem din, la un loc și asta o, le facem asta. Lăsați, dați-mi lingura. O să vedeți stilul ei de a găti, nu se scoate lingura, eu asta am... Nu se scoate lingura. Nu se scoate niciodată lingura din... Nu, că se face zeamă lungă. Mie din crăticioară. Da. Așa, bun. Aici vrei să s-o faci? Da. Aici rămâne. Bun. Dar nu prăjiști întâi ceapa? Nu. Lăsați-mă că o fac eu, că nu se face acum. Bine, nu mă bag. Lăsați-o pe mine și mi-a să faceți ce vreți. Așa, deci, dar explic-o ca să înțeleagă lumea. Acum, după ce, până când fac eu cu mălaiul și bat eu pe ei, uite, punem așa flacăra mai mică și să punem uleiul și ai mata grijă de... Ce are? În partea aia altă, în partea aia așa. Deci se prăjește ceapa, da? Se prăjește ceapa, da. Să te ajut eu sau pune-mi atale, ca să nu zici că te încurc pe aici? Nu, lăsați așa. Lasă să încălzească puțin, nu? Nu, n-are nimic, nu. Eu pun de obicei când... Nu, n-are nimic. N-are nimic, da? Nu, așa se face. Dar bine, noi așa gata, noi facem gata, asta. Bre. Dumneata faci românește, eu o fac țigănește. Bine, am înțeles. Să punem puțin de sare. Mari specialiști în aceste chestii sunt, cum zicea, țiganii noștri, romi. Nu-ți place să-ți se zică romă? Nu. De ce? Nu-mi place. Sunt adevărată și asta sunt. Da, dar nu mă dau la o parte. Să fii țigan, că da. Nu mă dau la o parte. Bun. Sunt țigancă romanizată. Zeama aia o păstrăm, deci o punem într-o sticlă la sare. Păi nu pui toată. Nu. Deci, aia nu. Deci stați acum puțin. Acum punem mălai și le bătem. Deci urzicile fierte sunt bătute cu mălai. Bun.
Dă-te la o parte să nu te murdăresc. Mă dau la o parte, gata că... Că sare și te murdăresc. Da. Ia, băgați ceva, băieți. Ai, hai, foaie verde, maghireană, pupațeaș cu amabălan, fă-mă tânăr cu mierea, mă. Ai, hai, foaie verde, maghireană, pupațeaș cu amabălan, fă-mă tânăr cu mierea, mă. Când eram în vremea mea, măi, zburam ca o turturea, măi. Când eram în vremea mea, măi, zburam ca o turturea, ai, hai, și zburam din creangă în creangă, ca o pasăre pribeagă, nimeni n-avea ce să-mi facă. Ai, hai, și zburam din creangă în creangă, ca o pasăre pribeagă, nimeni n-avea ce să-mi facă. Doar un hoț de vânător, măi, cu părul ca gălbior, rupse trei fire de păr, măi, și făcut un lățișor. Ai, hai, și când mă lăsai din zbor, să beau apă din izvor, mă luă lațul de picior, măi. Ai, hai, și când mă lăsai din zbor, să beau apă din izvor, mă luă lațul de picior, măi. Păi de picior, de după cap, măi, și nu mai putui să scap. Cine era vânătorul? Era neicuța cu dorul. De picior, de după cap, măi, și nu mai putui să scap. Cine era vânătorul? Era neicuța cu dorul. Hai, hai. Bun, dar mai luați-vă vânt, parcă să aveți o... Hai că a apărut și Ciucurel. Ciucurele! De Ciucurel, cum ar veni, e un om bogat într-un fel, dacă ar trăi într-o țară capitalistă, să ai 200, să-ți fete caprele 250 de iezi, da? Te îmbogățeai în Franța. Să făceai brânză. Ciucurel este un om, omul lui Dumnezeu, dar e amărât în felul lui, de când îl știu eu. Așa, l-am văzut și mai vesel și cu, când avea un cal de rasă, te-am văzut și mai trist când i-au furat caprele, te-am văzut și când te-au bătut niște paznici și au zis că ești clanul Ciucurel, omul cel mai curat din cetate, știi? Cum se întâmplă în lume, știi? De pe ăla să prăbușesc nenorocirile. Am înțeles că au venit niște oameni de la o mănăstire, de unde? Să te muți de aici, de la noi. Da, da. De cine? Despre ce e vorba? E vorba să nu mai mă ia ei, să nu mai stau aici așa și preot și călugăr, să fiu mai apropiat din partea... Să te muți unde, în ce? Da. Culmea e că am avut așa o chestie, știi că domnul ăla care are ferma aia de vaci și a avut și el niște necazuri cu niște bandiți, un cioban care l-au bătut, în fine. Ciucurel a fost bătut, da, ceva incredibil, e o Românie, noi vorbim despre necazurile
altor popoare. Și uite, în România, în perioada asta, cei doi oameni pe care eu i-am invitat la emisiunile mele, da? Acel domn foarte simpatic cu ferma lui de vaci, care făcea cel mai bun cașcaval, a pățit un necaz. A vrut un cioban, un șmecher, venit după în Ardeală, fine, care e pe aici, la cetat, din Sibiu. Așa, o să vorbim cu tovarășul Iohannis să ia măsuri. I-a luat vacile în ideea că vrea să-și vândă ferma, l-a păcărit îngrozitor. Ciucure la fel, a avut și el parte de niște nenorociri. Eu sper, Ciucurele, acum totul să-ți revie, acum când au apărut iezi ăștia, da? Sigur că el, în urma emisiunilor mele, a început să fie vizitat de tot soiul de oameni cu probleme, nu? Deci ce vor? Orice boală ar avea un om, pot să-l aduc ce la faci? Un nivel. Îi binecuvântez sau ce? Nu-i binecuvântez. Știu boala de cancer, de diabet. Deci el are acest dar de pune mâna așa și află ce te doare, știi? Nu râdeți, nu râdeți. Că să știi că sunt oameni... Sunt oameni pe care îi ia Duhul Sfânt așa și le dă un har. Pe doamna o știi, nu? Da, cum să... Da. Uite ce, știi ce bine gătește? N-ai mâncat niciodată. Vină încoace să-ți arăt ce face. Nevastă-ta ți-a făcut până acum urzici? Eu ca maestru militar bucătar, normal că știu. A, deci el în armată, Ciucurel a fost maestru bucătar, fii atent. Maestru, mai aveam 2 luni să termin școala de maestru așa, bucătar la întâmplat? Sibiu. A făcut tata telegramă că a murit mama și am rămas aici. Da. Deci s-au ținut nenorocirile de el. El a rezistat așa, în fine, și sper să reziste și în continuare. Băi, așa, deci ai mâncat până acum urzici? N-ai mâncat. Dar trebuie făcute cu jumări. Deci tu faci urzicile? Stai că n-am mai auzit. Ai auzit? Da, cu jumări se face. Deci cu jumări cum se fac? Cu jumări de porc. Cu jumări de pui aici. În ceapă? În ceapă și le răsturn peste ei și fierbe până când se îngroașe. Asta nu se scoate deloc. Da, ea are această poveste, să nu cumva să scoți lingura din... Nu se scoate. De ce? Se face zeamă lungă, așa. Și ce, îți place zeamă? Nu-mi place zeamă, dar ce înseamnă? Scoți o lingură din lemn din mâncare, nu e acel... Nu se face. Nu se scoate lingura din mâncare niciodată. Nu se scoate niciodată, să știți. Așa. Hai că poate o să facem într-o zi și rețeta asta pe care maestrul bucătar știu foarte multe, da? Multe și eu iau seama mai pe internet după toate stilul arabilor. Îmi place stilul mult. Stilul arabilor? Da, dar ce da, și da, tu da. Te uiți pe internet? Da, da. Deci fii atent, deci aici în comună Ciucurel și ea sunt pe internet. Deci ea comunică cu politicieni. Până acum, cu ce politicieni ai vorbit? Cu nenea Arafat. Da? Nu mai spun. Ai vorbit la nume. Telefon sau cum? Nu. Era la cabinet. Am dat direct acolo pe unde era el pe Facebook și a zis că să ne închidă și să facem. Deci el poate să execute, noi putem să executăm ce ne dă el ordin, dar când s-a dus ăștia de la România, a întors spatele. El, ca Arafat, ca șef, păi ce dovadă dai tu, mai ales că ești în minister, să întorci spatele la un jurnalist? Nu știu, nu mai știu. Când ba da, bine, eu ai știu, văzut matale da. La televizor da, sau și-a întors spatele. Și am spus, păi dacă dumneata ne întorci, poate întoarce și noi. Zic, reciproc, facem reciproc. Păi ce, ai trimis mesaj sau cum? Da, i-am trimis și zic, dumneata, ai venit tocmai din Egipt, pe unde ești, să dai comandă în România, dă-ți comandă la tine acolo, nu aici. Și mi-a închis un Facebook-ul. Da? Și pe urmă am făcut asta, prin Facebook i-am trimis și m-a ținut o oră, mi-a pusese 24 de ore. În fine, da. De ce era curând cu... La un moment dat a simpatizat cu ăștia de la cu George de la AUR. Ba, îmi place ce a făcut. Ați văzut când au luat banii, cum i-a arătat miliardele care iau, milioanele. Parlamentari. Păi dar el nu-i parlamentar și el ia. El nu, îi donează. Îi donează? Îi donează. Toți banii lui sunt donați. Dacă îi donează, de ce mănâncă? Poate îi trimis matale niște urzici. Nu, are salar, are. Păi mai are și nevastă sa aia care, da? Care are prietena lui de sânsoară cu ea după Paști. Da, îl ține o femeie, deci e întreținut de femei, înseamnă. Asta nu știu, dar da. Are bani, are salar. Da? Omul.
Dar ce să facem cu parlamentarii noștri? Când a venit război, al treilea război, trimit pe fiul meu, pe nepoții mei, să apere, da, să apere pe Iohannis, ghinion, care are 6 căști. Da. Că a știut foarte multă carte. El a făcut, a meditat. Da, foarte multă meditație. De obicei, în India se meditează, stai așa și meditezi la viața și la Dumnezeu. El a meditat ca să ia niște bani. Da, da. În fine. Asta. Da. Noi, la noi, a mare fost capitalist corupție. Pe vremea comunismului. Da. Asta e mare corupție și tot comunismul e și la ora actuală. Da? Da. Așa zici, Batale? Da. Și la ora actuală. Păi era când era Iliescu, acum și ăștia tot comuniști sunt... Barem, îl foarte mult îl simpatizez pe Câțu. Pă? Săracul, pe domnul Câțu. A, de ce? Prim-ministru. A. Pentru că a fost în America și a venit să ne studieze pe noi aici. Să ne studieze pe noi. Dar nu știe ce a făcut el și la bancă și peste tot. Și ne studiază pe proștii, că trebuie să ascultăm. Deci... ea e la curând cu viața poli. Interesant cum vede ea. Bine, se uită și la televizor și... dar până acum nu te-ai omorât pe niciun partid, nu? Nu, nici nu. Înainte eram cu PSD-ul, foarte bun. Și ți-a trecut? Nu mai vreau PSD-ul să-l mai aud deloc. Da? Mai ales de când a intrat, cum îl cheamă, Ciolacu. Ciolacu ce a zis, ăla cum îi spune, Ludovic Orba, aia a făcut. Da? Zici, Matale, da? Da, tot a ascultat. Tot a ascultat. De ce l-a făcut pentru popor? Ce a făcut? Vreau să văd și eu PSD-ul ce a făcut pentru români. Bani nu sunt, alimentele scumpe, ăsta cum îi spune, curentul scump, gazele scumpe, de unde luăm? Și îl mai ține și prim-ministru, pe ministrul ăla de energie, îl ține acolo. De ce îl mai ține? Odată a spus că ne dă să ne ieftinească și a întors roata. Dar cu generalul ăsta care e prim-ministru, ce părere ai? Cu generalul... Nu-l știe. Nu am nicio treabă și... Dacă el a fost cu armata, el nu știe ce are poporul aici. Aici e problema, știi? El de obicei, într-o țară de-asta europeană, nu e... Nu, el a fost armata cu armata. La putere, știi? El a fost cu armata. Nu pot să-i impun nimic, pentru că el are regulile lui de armată. El nu știe ce se întâmplă în țară. Are pe ea de-i dă promptă, pe promptă să citească. Cu tare, cu tare, cu tare. Dar da. să spună ceva, așa vreau și eu să văd. Și pe, așa, pe președintele nostru, să vorbească singur. Normal. Așa, fără promptă. Păi ce, să văd ce zice ăla. Da, păi da. Dacă ăla mă minte acolo. Zic și eu o prostie ca ei. Zic, mă, din capul tău, din mintea ta, eu așa știu. Bun, mai așteptăm să facă ceapa să se călească. Ia, mai spuneți unul mai vesel așa. Păi mă dusă-i pe ulișoare și jurai mândruți iară. Mă dusă-i pe ulișoare și jurai mândruți iară. Păi șapăi numai beau pe Ileana tot o iau, măi. Șapăi numai beau pe Ileana tot o iau. M-am jurat că noi bea suică, până noi iubi o puică. M-am jurat că noi bea suică, până noi iubi o puică. Șapăi numai beau pe Ileana tot o iau, măi. Șapăi numai beau pe Ileana tot o iau. M-am jurat că noi bea vin, măi, cam la inimă venin, măi. M-am jurat că noi bea vin, cam la inimă venin, măi.
Și apoi nu mai beau. Pe Ileana tot o iau, măi. Și apoi nu mai beau. Pe Ileana tot o iau. Atinge! Când se duce luna la culcare, cine m-umblă beat prin cârciumioare? Și în fiecare dimineață, cine însă cu-n felinar în brață? Iese Ionel, bate-l norocul, păi care bea să-și mai nece focul. Focul care-i arde inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. S-a văzut Ionel la mărioara, te-a pus pe flăcări inimioara. Și de ce să plângi tu, măi băiete, când pământul iese plin de fete? Dacă vrei să o vezi pe mărioara, hai să vii cu mine într-o seară, să culegem dalbe floricele, să privim la lună și la stele. Și Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Hei! Sănătate! Da, sănătate! Aia e mai bună ca toate. Deci fii atent. Când m-am dus la Ciucurel, zice, ea-i tare la politică și la carte, zice, e foarte bună. De unde știe că? Păi nu e afună, e vecin cu mine. E vecin, da, acolo, da, da, la casă de stat. Ciucurel vrea să-și dea cu părerea spre războiul din Ucraina. Hai să vedem ce crede un om simplu despre acest război. Este voia lui Dumnezeu pentru acel război, de când mi s-a arătat, de când am fost amândoi împreună la... De-am luat poși de la Gemeni. Așa? Atunci cu două, trei săni. Ai simțit tu că începe războiul? De atunci, da, de 8-9 ani. Și deci asta el are viziune, așa? Asta e voia lui Dumnezeu. Nu să... Păi să ce? Să, ce de, se rezolve? Nu să oprește nimica războiul ăsta până cu Putin ăsta, că el e scorpion, este un om extrem de violent, are o privire alucinantă, este un om care să crede că nici Dumnezeu nu poate să fie ca el. Și nu... Deci, să moară multă lume, că este, ce pot să spun, i s-a mulțit lumea, pământul e obosit, pământul e otrăvitor, peste 3 ani o să avem cea mai mare secetă. Păi ce deocamdată avem anul ăsta? Intră să facem. Avem acum, de acum dar intră și mai rău. Da. Goală. Matale, ce crezi vreți despre război? Război? Ceea ce s-a spus. Și cine și-a omorât președintele? Asta este țara noastră. Lasă, bre, că n-am făcut noi războiul. Nu. Cine și-a omorât? Un om care a dărâmat biserici. Știi că pe una din bisericile pe care le-a dărâmat Ceaușescu scria cine va dărâma acel... Era spitalul Brâncovenesc, da, care avea și biserică. Da, da. Cine va dărâma acest sfânt lăcat să moară ca un câine, ca un câine a murit. Așa că lasă, nu dacă... Da. Vorbim aici Putin, despre războiul între Rusia și Ucraina. Știți. Ăsta e război, fiecare cu afacerea lui de câștigat. Bun, aici e, știu eu ce vreți să spui, că într-adevăr, dincolo de nenorociri, unii vor avea de câștigat. Da, și cine va avea decât președintele Ungariei? E, ciu. Are foarte multă. Nu, el nu a vrut să se bage, că, în fine, el e în relații bune cu Rusia, nu punem deja... Nu. Deci așteaptă. S-a pus la fiert... urzicile care erau deja opărite, bătute și cu puțină zeamă, da? Când dăm fier, punem ceapa, da? Și după asta? O lăsăm să mai fiarbă cu ceapa. Nu mai punem mălai după aia? Nu, voi de mine. Aulă. Păi ce facem aici? Păi eu ziceam că o mai îngroșem cu mălai, nu? Nu, asta fierbe. Fierbe și se îngroașe aia de la sine, da? Da, se îngroașe singur. Ce, băgăm făină? Nu băgăm făină, nu mai băgăm nimic. Nu băgăm, bine, aia e altceva. Să fac urzici și cu făină. Deci, moda lor, nu altă știu, școală de gândire. Pe partea românească se face, dar nu se face adevărată urzică. Da? E asta
Asta e cea mai gustoasă. Uh-huh. Are toate vitaminele. Uh-huh. Nu pui ce nu trebuie. Uh-huh. Și cea mai bună, că a spus vărul meu, așa? Că să bagă jumer. Da, să bagă jumer. Ori mănânci ceva. Dar ce, le văr cu tine? Da. Sunteți vermă? Nu știam. Uite, amândoi, doi oameni, ce mai... E mătușe, vă vară. E mătușe, n-am înțeles, da. Nu știam. Se bagă, de ce? Cel mai gustos, cea mai bună, verdeață, să fie fără carne. Deci da, mai ales da, am înțeles, da, da, da. Să mănâncă ceva... Așa, usturoi, deci nu pui, că de obicei urzicile se fac cu usturoi. Care vrea să pună. Și când să pun? Ori îți pui tocat în aia, ori îți pui aici și mănânci dumneata cu... Că eu am, dar nu se pune în timp ce fierbe. Nu. Deci la sfârșit. La sfârșit îl dai jos, se răcește puțin și dai cu... Uh-huh. Și pui. Nu se pune că se opărește și nu mai are miros. Și deci, saramura când o face, saramura de pește, deci, de pui. Deci, luați lecții de gătit. Saramură deci de pui. Usturoiul... Nu se pune usturoiul când fierbe. Să fiarbă că îi dispare mirasma. A fiert, o dai jos, la 5 minute să odihnească și bași și acoperi cu un capac. Uh-huh. Pentru că știu și peștele cum se face saramură, că eu îl pescuiesc. Când mă duc eu și îl iau eu din Dunăre, da, îl mănânc. Ce faci? Cum îl faci? Eu nu prăjesc niciodată peștele cu făină, nici cu mălai, nici. Simplu. Ori mănânc mălai... La poșghița aia e bună totuși. Nu-mi place. Când se prăjește așa. Mănânc peștele adevărat. Nu cu făină, nu. Pui cu... mai mult ulei sau cum? Pun ulei, o să sau se încingă. Sau untură, ce îl prăjești? Și untură și asta. Dar punem untură în așa fel sau ulei. Mult. Ca să fiarbă, facă... să fiarbă, deci, să fiarbă fiert, untura. Fiert în untură, deci nu puțin așa ulei, nu, să-l nu, întorci nu, așa. Nu. Să vă fac pește așa, deci pun untura așa. Am înțeles. Pun peștele, l-am curățat frumos, pun sare pe el, atâta sare pe el, nu se pune condimente, sare pe el. Am pus uleiul să se încingă și după ce am pus uleiul ca să nu sară pe mine, pun clatița jos și pun fiecare bucată acolo. Și o pun înapoi și să vezi, nici nu mai trebuie să mai întorci și pe aia și aia. Să... Și oasele poți să, oasele poți să le mănânci cu toate. Da, pentru că fierbând în untura aia, osul ăla devine și el maleabil, moale, da. Interesant. Bă, mai învățăm, da. Cel mai bine așa este, deci pui uleiul să se încălzească, ulei, untură. Eu, mai mult eu fac cu ulei, pentru că se mai răcește și... Și e bun și rece, da. Ai gustat dulceața asta făcută de mine? Bună. Ți-a plăcut? Da. Da. Am mâncat-o, i-am dat și lui... Mie îmi place să pun... Când e gata și puțină dulceața asta, iute, dulce, așa. Și mirodenii, zici că nu, eu am aici, am busuioc, am... Nu, să nu aud de busuioc. Nimic. N-auzi de busuioc, de ce? Băi, câte bordei, atâtea obicei, da? Nu îmi place. Cel mai mult, mărarul, leușteanul, pătrunjelul, ăsta este adevărat. Nu mă iau eu după străini să pun toate babele lor. Asta e... Adevărat românesc, ăștia sunt. Pe ce să pun, să pună aia cum îi sunt busuioc, nu știu ce mai zici. Nu, domnule. Mă, Ciucurel, deci, da. Vorbeam despre ea, că ea are 150 de lei, are ajutorul social. 140 de mii. Cum poate să trăiască un om din chestia asta? Tu nici nu ai carte de muncă. Nu, nu. Deci sunt oameni în România capitalistă, care au supraviețuit și pe vremea comunismului. Din ce trăi pe vremea comunismului? Deci mai aveam oi, mai era bătrânul paznic pe la vii, pe la ceapiu, porci, păsări. Și matale, pe vremea comunismului, mi-ai explicat. Am că ai lucrat la CAP, dar ai pus pe numele mamei. Da, ca și să ai pe urmă m-am dus în Constanța și am lucrat în Icral, de la șantier. Am fost la seră unde se face plătăgenii, florile toate, ciupercile. Plătăgenii în Oltenește înseamnă roșiile, roșiile, da? Roșiile, nu e așa, adică plătăgen, oltenii plătăgeni spune. Deci bun, uite, acum punem în ceapa. Cu uleiul cu tot, da? Și acum amestecăm să nu se lipească. Și nu se scoate lingura de tot, deloc. De ce e această chestie, să nu scoate lingura? Secretul, pentru că se face, cum să vă spun eu, se întinde, adică se face zamă. Nu e asta și... Nu se chestie, mănâncă. Da, păi e o chestie asta mistică, se mănâncă, aproape. Să face ca, cum să spune, cum faceți o tocăniță cu ceapă și pui mălai sau mălai făină și un groș. Asta e ca tocănița. Am înțeles, da.
Deci nu să punem și nu să mai pune nimic acum. Când vrei dumneata, pui usturoi și faci cu usturoi. Uh-huh. O mămăliguță caldă. O mămăligă? Hai că facem și o mămăligă. Mi-arăți cum faci mămăliga după asta? Da, cu mămăligă ca lumea, nu mămăligă de păsat, da, de ploaie. Eu fac mămăligă de mămăligă. Hai să vă cânt un cântec în pas cu timpurile de astăzi. Bărbatul meu nu este mort și el se luptă cot la cot. Bărbatul meu nu este mort și el se luptă cot la cot pe frontieră. Bărbatul meu când a plecat cu doi copii mici m-a lăsat. Bărbatul meu când a plecat cu doi copii mici m-a lăsat și o avuție. Bărbatul meu când va veni cu trei copii mă va găsi. Bărbatul meu când va veni cu trei copii mă va găsi și o ruinare. De ruinare voi scăpa, eu vina pe dușmanul-i da. De ruinare voi scăpa, eu vina pe dușmanul-i da și o să mă creadă. Dar cu copilul ce să fac, să spun că l-am dicăpătat. Dar cu copilul ce să fac, să spun că l-am dicăpătat, nu să mă creadă. S-a dat o veste mare în sat, păi că războiul s-a încheiat. S-a dat o veste mare în sat, că războiul s-a încheiat și vin bărbații. Ia bine vorba nu surja, la ușă bate cineva. Ia bine vorba nu surja, la ușă bate cineva, ce-o cănitură. Bărbatul meu când a intrat, el fuga la copii a dat. Bărbatul meu când a intrat, el fuga la copii a dat ca să-i sărute. În loc de doi, el vede trei și în ochii lui apar scântei. În loc de doi, el vede trei, în ochii lui apar scântei, nimic nu zice. Războiul-i mare peste noi, iar voi femei fără de nevoi. Războiul-i mare peste noi, iar voi femei fără de nevoi, trăiți cu alții. Să-ți iei copilul care-l ai și în casa mea să nu mai stai. Să-ți iei copilul care-l ai și în casa mea să nu mai stai nicio secundă. Ia copilul și l-a luat și în lumea mare a plecat. Ia copilul și l-a luat și în lumea mare a plecat nenorocita. Bre, până să fierbe asta, eu vreau să fac un șnițel. Asta e un capac de vițel. Da. Deci este partea dinăuntru de la piciorul vițelului, care are o carne mai frăgezică. Și vreau să fac un șnițel în care să pun niște cașcaval și vreau să pun și puține urzici în cașcaval. O fac ca un portofel, îți arăt imediat. Ca să nu se rupă chestia, ca să bați cu ciocanul, fii atent. Pui o, că asta nu cred că ai făcut vreodată, pui o folie de plastic, de nu știu ce, și îl bați așa că nu se mai rupe carnea, știi, să devine mai lată, fără să se rupă. Poate el știe că a făcut în armată șnițele. Facem și noi acasă, dar facem da, tot fără pungă. Păi nu, știi de ce? Îți arăt. Să nu fărâmă, știu. Păi nu fărâmă, da. Nu se taie. N-am inventat-o eu asta, e... Și băi, Ciucule, și tu acum gătești acasă după ce ai fost bucătar în armată? Nu, am luat frică de atunci. Cum? Am luat frică. De ce? Deci la Topraisar găteam la 2000 și ceva de unde persoane. Unde Topraisar era? Ai da, făcut armata, da? La Topraisar, după ea la Babadac, în kilometru 5 în Constanța. Aha. Și la câți oameni găteai? La 2500 de 2500, persoane. 2500, da. Nu, eu acum am aflat că tu... La cazat. Ai fost bucătar în armată. Da. Iată, te vin cu acest să-ți arăt, că mai învață și matală de la mine. Uite cum s-a făcut, vezi, din bucățica asta așa subțirică, am scos o chestie așa.
E, aici ce pot să pun? Pun niște mirodenii, da? Mie îmi place să gătesc cu mirodenii, cu așa. Pun și puțină dulceață de ardei, de asta. Ești grec. Sunt grec. Numai grecii face așa, spun eu, că am fost în Grecia. Ai fost în Grecia, da? Da, și știu, numai grecii face cu toate mirodenile. Și pun și niște muzei de usturoi, da? Facem un soi de, dacă, portofel, așa. E o melodie, portofele, portofele, dar nu e specialitatea lor. Deci am pus în chestia asta și usturoi și dulceață. Și vreau să pun să-mi dai o lingură, dacă poți să-mi dai o lingură cu urzici de acolo, mai puțin zemoasă, așa, lasă să scurgă, așa, da? Atâta. Să-i dau un damp de ăsta. Eu zic că... Așa. Așa, pune pe toată, da. Pun puțină făină să o îngroașe, așa, numai discret, știi? Faci cum vrei dumneata. Păi nu, va ieși ceva super bun. Te rog să mă crezi, uite. După asta am pus... Și pui... L-am închis. Pui cașcavalul. A, am uitat. Mulțumesc, da. M-ai prins. Te-am prins. Am mai făcut o dată. Dar vezi că te-am prins la vizor. Tăiem bucățele mici, așa. Că ăsta se va topi în portofel, da? Și îi va da altul gust. Și îi va da un gust foarte bun, așa. Deci așa, pe partea asta, tot, da? Deci, o bucată de carne, bătută bine, cum am spus, da? În care am pus puțin mușdei, puține urzici, mirodenii, da? Usuioc, coriandru, așa. E, ăsta acum... Îl dai prin pezmet și prin o dau prin pezmet, dar am uitat să aduc ouăle. Stai că mă duc eu să le iau. Du-te, matale, și... Câte? Două bătute cu puțin ulei, da, într-o... Ăsta se dă în făină. După ce-mi vin ouăle, le băgăm în... Ia zi ciucurele, că poate mai ai ceva interesant să-mi spui. Ce mai crezi tu, deci... Cu politica zici că baba e mai deșteaptă ca tine. E tare, de unde are ea harul ăsta de... Are câteva clase. Are 10 clase, da. Da, e bună să ia și cu ăștia aici, cu o mână, cu primarul. Da, să ia în gură cu toți, da, e foarte tare. Da. Dar eu mă mir cum supraviețuiește ea, pentru că, domnilor, doamnelor, să poți să ai 140 de lei... Ajutor pensia. Îmi place munca. Dacă omul îți place munca, ai de tot. Păi nu, ea muncește. Ea încă o dată. Da. Îmi vine, m-a învățat și cum să pun urzicile la, cu apă și sare la borcan, știi? Să pricepe la... E o să ce le și fac știi? Eu ce știu. Da? Sunt așa. Profesor. Deci ea, datorită pământului, datorită umblă în păduri, prin nu știu ce, dar... Poate că multă lume nu și închipui că mai există genul ăsta de oameni, da? Încă o dată, carnea tăiată, bătută cu folie. De cel mai bun jnițel este jnițelul vienez, care e făcut din vițel. Din păcate și pentru ei, te duci la Viena și vezi că e jnițel de porc, care e mult mai ieftină, pentru carnea de porc e de 3 ori mai ieftină decât carnea de vițel. La noi nu e chiar așa. Voi să spui ceva, ciucurele? V-am spus, dacă ai, o să facem și cu brânză, cu mămăligă la foc și cu... O să te invit și pe... aici, da. Punem aici, de aici. Gata, da. Ulei nu pui? N-ai pus? Nu. N-a pus? Obligatoriu, deci... Obligatoriu, deci e bine când faceți ouă pentru șnițel să-l bateți cu ulei. De ce? Pentru că se prăjește mult mai uleiul ăla. Să pun și mirodeniile, da? În el. Deci șnițel umplut cu urzici, cu cașcaval, trebuie să iasă foarte bine. Hai să vezi. Îți dau să guști. Serios, nu râde.
Ziceai că nu prea bei, dar la mine o să bei un par de vin după șnițelul ăsta. Și după ce mâncăm... Un pahar decât un par, îmi dai două, trei, patru. Da, am înțeles. Da. Ce un pahar? Mă pahar. Bucur că... Nu mai mă încurc un pahar. Bine, data trecută ai zis că nu bei. Acum, acum abia fost 5, 6, 10. E bine. Dacă ea a stat în Constanța, îți dai seama ce, ce a fost acum, da? Ce, că știe lumea, ea... A fost distrată. În Reșița, în Constanța. În... Da, a stat ani de zile în Constanța. Sunt 18 ani. 18 ani. Mai dăm, te rog, puțină urzică, o lingură. Păi pui întâi urzicile, nu ne bucă. O lingură numai, ca să pun, întind-o aici. Așa. Deci gustul ăsta finuț, chiar finuț, așa de... de așa. Puțin mujdei, da? Și puțin dulceață de ardei iute, dulce, și mirodenii. Da. Și pe urmă ne îngrășăm, ne uite, facem... Ce ne îngrășăm, bre, că e subțire? Ăsta, mergem la război, cu buta la război. Uite, uite ce, ce, ce frumos arată. Da. Da? Facem un portofel așa de... Portofel de-asta? Fără bani nu merge. Nu mă, fără... Da. Iarăși... Ca crejanca fac și eu. Da, băgăm cașcavalul în portofel. Crejanca ce fac slăbire și ea era dita mai... Cine? Ce crejancă? Ce de crejancă, de artistă. Ce, da. Nu știi? Cântăreața. Da, ce? Ce-a făcut? A zis că slăbește. Și? De unde? S-a îngrășat? Tot așa e. Hai să tot slăbuț, așa, știi, trasă prin butoi. Numai de prin mine, prin butoi. Bre, ești necruțătoare cu... Hai să fac eu unul de portofel. Gata, mai fă unul. De portofel, așa. Portofele, portofele, hai. Da. Am făcut pe portofel, îl băgăm în, în făină, nu? Și în pezmet făcut de mine, de casă. Puere, puere! Hai, da! Era într-o joi pe înserat, mă. Hai, da! Când m-am luat de furat, mă, foamea rău mă gâdila, atunci am întins mâna și-am furat un portofel. Foamea rău mă gâdila, atunci am întins mâna și-am furat un portofel. Portofele, portofele, voi sunteți visele mele, voi pe mine m-ați distrus, măi. Uite, Doamne, ce-am ajuns, măi. Și ha! Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu foc, te-am iubit să moară măta, n-ai avut noroc. Dar decât să moară mama din cauza mea, mai hai, bine da. Să moară tacto din cauza ta. Am dat în mintea copii, da, asta e bine. Repede m-am dus pe el, măi. Nu l-am luat să-l păstrez, l-am luat să-l cercetez. Portofele, colonele, nu l-am luat ca să-l țin, c-am găsit un buletin. Portofele, 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 voi sunteți visele mele, voi pe mine m-ați distrus, măi. Uite, Doamne, ce-am ajuns, măi. Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu foc, te-am iubit să moară măta, n-ai avut noroc. Dar decât să moară mama din cauza mea, mai bine să moară tacto din cauza ta. Se aud pași pe coridor, măi. Treci un plutonier major, măi. Așa, măi.
Plutoniere, nu fi rău, n-am furat din sacul tău. Și-am furat că mi-a fost greu. Plutoniere, nu fi rău, n-am furat din sacul tău. Și-am furat că mi-a fost greu. Și... ha! Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu foc. Te-am iubit să moară măta, n-ai avut noroc. Dar decât să moară mama din cauza mea, mai bine să moară tatu din cauza ta. Bravo! Breda, nu te-am întrebat, măritată, ai fost și matale la am viață? Fost, am copil, bărbatul l-am avut din Moldova. Da? Da. A avut și a bărbat român, mai tiner ca ea cu 20 de ani. Eu mi-a plăcut român, nu țigan. Da, pe bune? Zău, copilul ce... meu e român, uite întreabă. A avut bărbat cu 20 de ani, mai tiner decât mai da, cum a... Păi nu, știi ce? Păi, și... păi da. Nu că a luat pe nepoată mea, a sărit din la câmpuț. Ce, după ce a trăit cu tine... Da, a luat pe nepoată, la fata lui sorul meu. Păi așa era, e modă. E modă, dar cum? Păi e modă, păi stai că... Și ăștia tineretul... Ia pe ai bătrâni care au pensii, dar a nimerit-o prost. Aha. Și am zis să găsesc unul și eu care are pensie cam mare, știi? Să, că pământul e destul de mare unde să-l îngrop. Cum zice țiganul? Trimite copilul la ciordit. Și s-a dus și a luat și el o găină. A furat găina și să-l întreabă tasul pe țigănește. Ciordit, ai ciricleaua, taică? Ciricliu? Da, nu ciricleaua. Cum, ciricleaua? Da, găină. Ciordit. Da, domnul meu. Ia uzi, mă, bă, române, mă, copilul meu a spus că n-a furat ciricleaua ta, nu, că a găina venit, ta. N-ai spus. Deci a venit românul și a întrebat, bă, mi-a furat fito o cocoșu sau aia. Ce stai că îl întreb și asta, ciordita-i... Ciricleaua. Ciricleaua, ciordita-i teteo. Auzi, bă, că zice că n-a furat-o el. Asta e gata, nu? Da. Poți să pun tigaia de jniță? Da. Da? Da, 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 da. Așa. Op, așa. Uite, e bună? Se face ca la noi la țigănie. Da. Ia, de la voi la țigănie. Ia mă, gustă-mă ciucurele. Îi dau cu asta, da? Da, da, cu aia, da, poți să-i dai. Ai pus sare, n-ai pus. Mă, da. Și am mai pus și eu, da. Am pus atunci da. Când s-a, da. Merge ciucurele? Ia zi, mai trebuie ceva? Sare, un pic de sare. Nu, nu, las-o aici, nu pune la loc. Nu, nu pune, nu. Eu ai ha. Auzi, bre, că îi trebuie puțină sare. Acum punem și sarea. E bună, o făcut bine. Acum, care nu-i place, să uită. Bre, lucrurile simple sunt cele mai gustoase, de fapt, eu știi? Așa știu să fac. Da. Așa, ăsta cred că... Mai trageți una cât da, până bag eu jnițelele. M-am jurat de mii de ori, hai, hai, lenuța mea. M-am jurat de mii de ori, hai, hai, lenuța mea. Că n-am să-ți mai scriu scrisori, hai, hai, lenuța mea. Că n-am să-ți mai scriu scrisori, hai, hai, lenuța mea. Dar aser m-am în iad, hai, hai, lenuța mea. Dar aser m-am în iad, hai, hai, lenuța mea. Și de scris m-am apucat, hai, hai, lenuța mea. Și de scris m-am apucat, hai, hai, lenuța mea. Când a fost să scriu mai bine, hai, hai, lenuța mea. Când a fost să scriu mai bine, hai, hai, lenuța mea. Mi-a venit dorul de tine, hai, hai, lenuța mea. Mi-a venit dorul de tine, hai, hai, lenuța mea. Ia-o-s atingi-o, bă!
Când a fost să scriu frumos, ai hai, leluța mea. Când a fost să scriu frumos, ai hai, leluța mea. Mi-a picat condeiul jos, ai hai, leluța mea. Mi-a picat condeiul jos, ai hai, leluța mea. Bine, bine, iau sârba, așa, așa. Rupse-i tocul și penița, ai hai, leluța mea. Rupse-i tocul și penița, ai hai, leluța mea. Sărut ochii și gurița, ai hai, leluța mea. Sărut ochii și gurița, ai hai, leluța mea. Rupse-i tocul și penița, ai hai, leluța mea. Sărut ochii și gurița, ai hai, leluța mea. Hei! Auzi, da, la viața ma tale, săracă, săracă, dar te-ai distrat, ai mers la nunți, la botezuri? Am mers și la nunți, am și îmbrăcăminte, că nu vreau eu, că a dat vârsta peste mine, știi, și uh-huh. Nu merge. Da, ai de-astea mai șucare, așa? Da, am, da? Dar nu vreau eu, știi, că... E să... cel mai mult asta la Constanța, la... Dar cunosc și țara, cunosc și orașul, cunosc tot. Femeie, știu că îi mănâncă pui. Eu când noi vorbim cu o femeie, știu că îi mănâncă pui. O cunosc. Orice om își cunoaște mezinul. Eu știu așa, când ești în viață și ai familie, ține de familia ta, că te duci și mai dai cu pasul mai îndărât, familia să fie familie acasă. Să nu simtă niciodată. Nu pentru alta să te duci. Când n-ai să găsești mamă bună la copiii tăi niciodată în viață. Niciodată în viață. Nu o să ia aia bucătura mai mare să ți-o dea la copilul tău decât să-l dea pe la ei, să știți. Eu am crescut cu mamă de-a doilea și știu. Tata a avut moldoviancă, româncă. Da, mi-ai spus, păi da, nu de la ea ai învățat să gătești? Da, de la ea. Fac și borș, umplu și borș. Deci am avut o moldoviancă foarte bună. E fasole de aia bob. Cum e Moldova. Aia mai mare, așa. Da, și e crăpat puțin. Nu fasole, fasole. Bob, da, moldovenesc. Da, bob, da. Că cum să faci ăla, că mănânci până când... Exact ca fasolea frecată să faci. Păi să mănânci până când... Da, și borșul știu să-l umplu. Și care fumează mult și doare spatele plămânii. Da. Borș, întotdeauna borș proaspăt făcut. Ce și bună... să bei în fiecare dimineață pe inima goală cu miere de albină. Într-o lună de zile, dacă te duci la spital, nu spune doctorul că nu ai fumat în viața dumneatare, să vii. De unde știi, bre? Stai, cine te-a învățat? Cine? Eu. Cine să mă înveți? Păi ai fumat la viața ma tale? Da, am fumat când a fost tata, da. Când a fost tata bolnav. Ei, eu am fumat până când mă duceam pe la cimitir la tata și dormeam pe mormânt. Cu Hunedoara. E, na. Da. De ce? L-a iubit atât de păi tare? Păi el m-a iubit. Păi, păi eu am fost și primul și ultimul copil. Dar el a luat nevastă cu două fete. Și m-a făcut și pe mine. Eu am fost și prima și ultima. Și îți dai seama, pe mine de mic copil mă chema Nicu. Așa am strigat tata. Și am trecut prin multe, nu? Prin foarte multe greutăți. Așa, și stai, deci... Asta, borșul e pentru... Pentru orice boală, dar mai ales pentru care pentru fumează. Care fumează să beți borș proaspăt făcut acasă. Cum faci borșul? Borșul se pune apă crocotită, fierbe apa, iei o găleată, un borcan, care vrei dumneatare, pui tărâțe de grâu. Tărâțe de grâu și asta de mălaj. Așa. Ai cântă ăsta din trompetă. Da. Și o strachină de mălai. Ăsta e al tău? Ia la da, tipa. Da, Marița, Marița. O strachină de mălai și tărâțele. Le-ai pus acolo și pui apă. Apa aia crocotită o pui peste găleată. Deci
pui cărâțe de grâu, cărâțe, și mălai, mălai și pui apa. Uh-huh. Și coajă de pâine, dacă ai coajă de veche. Pâine. Veche. Prăjită puțină sau nu? Nu, nu. Pui coajă uscată. O fac eu, domnul. Uh-huh. O pui deasupra, uh-huh, și lași. Uh-huh. Într-o zi și o noapte s-a făcut și pe urmă poți să bei, iară la săptămână mai faci altul. Uh-huh. Uh-huh. Că-ți rămâne huște. Că la alea huștele, că-ți spune huște. Știu, da. Și am făcut și eu, am luat huște de la cineva dintr-un sat și am făcut. Păi știți, e foarte, da, bun. Foarte bun. Și mie îmi place. Vara mai ales, wow, e mai bun ca orice suc de ăsta. De... Păi da. Da. E foarte bun. Băieți, mai trageți una în final acum până scot eu șnițelul. Omule tânăr cât ești, la viață nu te gândești. Umbli într-una după van, parcă ai 3000 de ani. Lai la la la, lai la la la, viață. Umbli într-una după van, parcă ai 3000 de ani. Lai la la la, lai la la la, viață. Ați văzut rege și împărați, că nici ei n-au fost iertați. Banii și averea lor nu le-a fost de ajutor. Lai la la la, lai la la la, viață. Mai târziu sau mai aproape, toți suntem datori cu moarte. Lai la la la, lai la la la, viață. Păi m-a dus viața în sus și-n jos, am avut de n-am avut, dar tot omul care am fost, același o sunt. Păi m-a dus viața în sus și-n jos, am avut de n-am avut, dar tot omul care am fost, același o sunt. Păi de-aia câteodată beau, mai beau și-o farlată. Păi că la toți mi-e greu, dar nu la toți odată. Păi de-aia câteodată beau, cât un păhărel. Că la toți mi-e greu, dar nu la toți la fel. Păi mi-am ales prietenii mei ca după sufletul meu. La greu nu m-au lăsat ei, nu-i las nici eu. Păi mi-am ales prietenii mei ca după sufletul meu. La greu nu m-au lăsat ei, nu-i las nici eu. Păi de-aia câteodată beau, mai beau și-o faglată. Că la toți mi-e greu, dar nu la toți odată. Păi de-aia câteodată beau, cât un păhărel. Că la toți mi-e greu, dar nu la toți la fel. Păi de-aia câteodată beau, mai beau și-o faglată. Că la toți mi-e greu, dar nu la toți odată. Păi de-aia câteodată beau, cât un păhărel. E că la toți mi-e greu, dar nu la toți la fel. Hei! Trage-mă o mămăligă de-aia de-adevăratelea. S-a pus în pauză la fiert. Deci ai pus am pus câteva linguri de mălai. Da, și am făcut păsatul, ca așa se spune. Îi cheamă păsat, adică s-a făcut un soi de terci, așa discret. Da. E, și acum începem să punem mălaiul să fiarbă mălaiul. Și această mămăligă o vom tăia în final coața, nu? Da. Da. Noi facem mămăliga în 10 minute, în 5 minute, în... Asta trebuie cam 25, 3, o jumătate de oră, chiar 40 de minute. A, să avem noi timp, facem, așa? N-ai pus ulei, n-ai pus nimic, nu? Nu, nu se pune decât nu. Apă cu sare, atât și apă se face cu mălaiul, presori, bun, așa. Bine. Eu știam că se pune și puțin ulei, dar dacă nu se pune, nu se pune. Băieți, hai, lăsați colocviu, mai trai până să fierbe mămăliga, mai trageți voi două de-astea. Păi trece timpul ca nebunul și mă trec și eu. Păi
zic am lăsat de ieri tutunul și mi-e tare greu. De măla și de pahar, doctorul mi-a spus, păi că pământul o să mă țină 10 ani în plus. De măla de nicotină, doctorul spunea, păi că o să stea și nu o să plece tinerețea mea. Păi lasă-mă să beau, păi să beau până mor, inimioara-i fericită, mi-e plină de dor. Păi lasă-mă să beau, păi să beau până mor, inimioara-i fericită, mi-e plină de dor. Păi eram tânăr, în putere și n-aveam un pol. Păi acum am bani, am de toate și colesterol. Și mai am și tensiune, 22 cu 8. Asta tot doctorul îmi spune, nene, ești ca-n copt. Și mai am și tensiune, 22 cu 8. Asta tot doctorul îmi spune, nei că ești ca copt. Păi lasă-mă să beau, păi să beau până mor, inimioara-i fericită, mi-e plină de dor. Păi lasă-mă să beau, păi să beau până mor, inimioara-i fericită, mi-e plină de dor. Mi-a spus, păi și mi-a spus, pune-n ciorbă, sare doar un pic. Păi și la inimă nici vorbă, să nu pun nimic. Eu la inimă voi pune vorbele de dor. Păi și pe doctor de l-o-i prinde, mamă ce-l omor. Eu la inimă voi pune vorbele de dor. Păi și pe doctor de l-o-i prinde, mamă ți-l omor. Păi lasă-mă să beau, păi să beau până mor, inimioara-i fericită, mi-e plină de dor. Păi lasă-mă să beau, păi să beau până mor, inimioara-i fericită, mi-e plină de dor. Hei! Bei până la ultimul. Prin ți-am dat un par de vin. Bei un par de vin, nu? Sau după? Lasă. Da? Așa, hai să tehnologia mămăligii. Deci după ce se face acel terci, da, și să fierbe vreo sfert de oră, da, să ai pus mălai. Toată, ai pus mult mălai, deci să pune mălai. Și eu știu că să pune cu și păcăiesc, bunica mea, îngura, eu mi-am amintit la focul de lemne așa, da, punea și era ca un vulcan așa de, da, da, înțelegi, doar trebuia cea unde ăsta rotund, știi, și cădea. Da, bine, dar asta cade pe lat. Deci da, cade pe lat. Dar să fiarbă. Asta nu e mămăligă fiartă. Da, dar uite, eu credeam că voi mâncați zilnic mămăligă. Nu mâncați mămăligă zilnic. Ce mai scumă la eu ca pâinea? Nu. Mâncăm și noi cu carne, cu sarmale, cu friptură. Păi cum? Aha, mămăligă. Să mănânc mămăligă cu ciorbă, ceai. Doamne! De ce nu? Nu mănânc, lasă-mă în pace. Uite, știe când ciucurel. Ai muri, iau numai mămăligă cu ciorbă. Da? Că sunt în viață, vreau să mănânc tot ce e bun. Serios? Da, când ai murit, ce mai mănânc? Cine păi mai îmi dă mie de pomană? Eu pot să mor și mâine, mi-am dat cu mâna mea. Auzi, dar iarna, de pomană. Acum mai vinzi niște urzici, niște... A. Iarna ce faci? Iarna ce să fac? Stau de acasă. De ce trăiești? Timp social. Mă pregătesc de cu iarna. Spui, păi asta spune. Mă pregătesc de cu iarna. Roșii puse în... Dacă te duc la mine în asta, știu, avem cameră, nu, eu n-am beci, de ce să spun, cameră care mergem direct. N-ai unde să pui mâna pe raft, de toate, borcănării, de toate felurile, da, compoturi, gemuri, de toate felurile. Am adus struguri de aia negri și am făcut gem de struguri, era foarte greu să faci. Gemul ăla de struguri e foarte greu. Trebuie să le opărești, trebuie să le dai prin sită. E ca migăleală, dar e foarte bun de struguri. E foarte bun. E cel mai bun gem de struguri. Deci e o formă de supraviețuire
dar bine gândită. Îmi las animale. Uite, acum tăiem 10 rații, că avem 40. N-avem bani. 250 de mii bani Da, s-a scumpit, da. Da. Și de unde să le țin? Așa o prezece, am 30 de pui care v-am spus că am luat, mi-am luat 4 ăștia și mă întrețin. Am lada plină cu frigiderul. Păi să mă duc să dau, să iau tacâmuri de alea, ce să fac cu ele? Care sunt umflate cu injecțiile. Da. Eu puii mei am dat o lună de zile de mâncare de la ei ca să-și revină și am băgat numai pe uruială. Ceva natural. Da, da, știu. Păi ce să-i bag numai de alea cumpărate? Păi și-ați văzut ce carne urâtare, moale. Știu, da, da, da. Mănânci o găină, mănânci un pui, dar îl mănânci ca lume. Da, uite, săracul, prietenul meu tale, Traian Băsescu, acum e pe la Bruxelles, are probleme. El te-a învățat să trăiești bine, ți-amintești că avea sloganul ăla, să trăim bine. Da, să trăim bine. El, săracul, trăia cu aia, cu blondina lui, săracul. Trăia bine. Și i-a făcut așa când a arestat-o. Nu ți-a fost rușine. Bine, hai, mai trageți una, pă, că mămăliga asta ne va... Mă gândesc la viața mea, repede mai trec prin ea. Mă gândesc la viața mea, repede mai trec prin ea. Că am trăit și rău și bine și tot n-am mai spus la nimeni. Că am trăit și rău și bine și tot n-am mai spus la nimeni. N-am cui vinde bătrânețea, să-mi rămână tinerețea. N-am cui vinde bătrânețea, să-mi rămână tinerețea. Să fiu tânăr și frumos, să colind lumea pe jos. Să fiu tânăr și frumos, să colind lumea pe jos. Tinerețe, nu pleca de la inimioara mea. Tinerețe, nu pleca de la inimioara mea. Dau un an de bătrânețe pentru o zi de tinerețe. Dau un an și 10 aș da, nu știu cine-i o lua. Dau un an de bătrânețe pentru o zi de tinerețe. Dau un an și 10 aș da, nu știu cine-i o lua. Da. Ia popa. Ce să ia bre popa? Zilele de bătrânețe. Da. Îi dau lui popa toate. Încă nu, nu? Nu, nu, nu. Vulcanul fierbe. Da? Asta e mămăliga adevărată, fiartă. Nu să-mi faci mie de ploaie. Ăla-i păsar, mănâncă porci. Deci trebuie cam 40 de minute, bine? Nu, mai lăsăm puțin și gata. Da. Că are focul tare, asta nu e de lemn. Focul ăsta nu e de lemn. Hai că mai vreau să discut cu Ciucurel de... Hai, discut. În clipa asta în care au crescut toate prețurile la... Da. Cum reziști cu caprele? Bine, capra e un animal deștept, ea și găsește, să urcă ea în copac. Ea găsește foarte greu, că din cauza asta nu mi se arată ce semnele pe care Dumnezeu mi le arată, fel și fel de minuni ce mi se arată, când sunt obosit, nu mai știu de mine. Da? Da, că nu e nimica. Secetă. Deci e o secetă foarte mare? Și avem peste 3 ani cea mai puternică secetă care nu a fost niciodată pe lumea asta. Bine, tu te gândești la aia, dar ce faci cu asta de acum? Asta vreau să nu spun. E nimic asta, să facem da, încă. Asta se face, da? Se face, fără grijă, se face ceva scump, foarte scump, legumele, mâncărurile din cauza la războiul ăsta, dar totuși e bine. Dar peste 3 ani, adio, nici muncă, nici grâu, nici porumb, nici în România, nici în străinătate. De atunci și păi ce mi s-a arătat... Spun că în urma războiului, acum, anul ăsta va fi nenorocirea cu mâncare. Nu este nimica. Nu? Nu este nimica. Ce ți se arată ție acolo? Mi s-a arătat și iarna asta când avem zăpadă, așa a fost.
când... Știu că mi-ai zis. Cu două, trei ore mai înainte... Deci acum vreo jumătate de an mi-a zis, vă spun, nu va fi zăpadă. Și uite, a avut dreptate, în Oltenia aici... N-a nins niciodată, nicio zi. Eu n-am văzut zăpada. Cu două, trei ore, până la zouă, mi s-a arătat mește fulgi. Și am știut că nu va fi zăpadă. Ce pot să spun? Că cum astăvară mi s-a arătat războiul, așa cum mi s-a arătat lui Petraiche Lupu. Când a spus la lume, la restaurant, la Măglăvit, vedeți că va veni secetă, va veni războiul, va veni ciuma, a venit ciuma... Vedeți că va veni păduchii, de va merge și pe om și pe pământ, așa a fost, n-am mințit deloc. Deci de acum înainte avem numai chinuri, avem o viață foarte scurtă. Deci lumea să, mai cum a spus ăla, să bea, să mănâncă, să distrează, că credință nu mai este. Tot tineretul se distrează că parcă știe că vine moarte, ce să mai spun. Și țara românească va tot tineretul și bătrânii va dispărea din țara noastră, că nu mai e ce să mănânce. Nu mai au meserie în țara românească, mor de foame. Fiul tău voia să plece și el în străinătate, mai da. Pleacă? Nu, are copii și n-am să aia că dacă băgăm laptele la Icir, am adus tancul de recirii acasă, nilia cu 20 ceva kilograme, orice caz, ajung la 134 de milioane pe lună. Totuși, am altă speranță. Da? Da. Deci ai ăsta tancul de răcire acolo acasă? E acasă, da. Și... O să mă apuc, mai e o lună de zile și mă apuc de treabă să bag lapte. Și cât e kilogramul de lapte până de capră? Până la 27, până la 27. Da. Și acum tot ciobanii ar zice să facă o ședință, pare mă să ni-l facă 3 lei. Dar, cum a spus ăla, suntem mulțumiți și așa pe... A, pe... 2,70 lei, nu? 2,70 lei, tot. Așa, eu credeam deci 2,70 lei kilogramul de capră, lapte de capră, păi e foarte ieftin. Iartă-mă. Ce să facem? De exemplu, ai băgat pe o zi, iei 5-6 milioane. Un kilogram de lapte de capră, din câți litri de... de brânză, de capră, din câți litri se face? Domnul Mircea, dacă e anglo-lubiană cu urechi mari, merge 4 kg. Dacă e de asta românească, 7-8. Ia. A ieșit cam lătuță, că e cea unu așa. E cea unu lat. Da, da. Nu e rotund. E, o lăsăm puțin să aia și pe urmă lucrăm la sfoară. Gata. E o mămăligă foarte dulce pentru că este din mălai de la moară. Contează foarte tare și chestia asta, știi? Pâinea mea de la cetate, ai văzut ce bună e? E bună, e bună. Te zici că e dulceață, așa, știi că eram mic și mergeam la niște vecini de-ai mei care aveau cai, aveau și făceau mămăligă atât de bună și întrebam, dar de ce e atât de bună? Pare mai dulce așa decât o face. Deci noi avem pe coșul ăla, sunt niște albine care au acolo și lasă mierea în mămăligă, știi? Asta e mămăligă vârtoasă, da? Așa se cheamă? Da, dar nu se face chiar alții care face mai vârtoasă. Și dar... mai tare, da? Da, nu. Mm-hmm. Ce fac? E, asta se mănâncă cu urzici. Cu urzici. Ai spus că usturoiul se pune la urzici? L-am pus. Când se răcește, când da? Când se răcește, da. Da. Deci, prietenii mei de la Boromir au ajuns la concluzia că trebuie să mai dau și eu de pomană. Uite, o pască cu cremă de lapte și ciocolată, una cu, tot așa, cu... Asta o duci la copilașii tăi, da? Da. Și îmi rămâne și mie una să o mănânc. Bun. Ascuns așa. Mulțumim. Bine. Mulțumesc de sfaturile tainice de pentru și eu vă mulțumesc. Te mai invit și altă dată, bun, să știi. Mulțumesc. Bine. Prieten. Numai bine. Multă sănătate, să fii sănătos. La revedere, fugim cu mămăliga. Fugiți cu mămăliga. Hai. Păi
mine tot așa mă găsește dragostea, o suflețe lume. Pe oriunde în drumul meu mă găsește tot mereu, o suflețe lume. Păi după mine tot așa mă găsește dragostea, o suflețe lume. Pe oriunde în drumul meu mă găsește tot mereu, o sufletelul meu. Opa! O șprițui rece și o funu trece, trece. Uite așa de chinșa mar mai toarnă un pahar. O șprițui rece și o funu trece, trece. Să trăiască ce iubim și să ne înveselim. Mi-a spus să te oprești, vorbești prisor, mă iubești, o sufletelul meu. Păi nu fi proastă, draga mea, că eu beau în cinstea ta, o sufletelul meu. Păi ea mi-a spus să te oprești, vorbești prisor, mă iubești, o sufletelul meu. Păi nu fi proastă, draga mea, că eu beau în cinstea ta, o sufletelul meu. Opa! O șprițui rece și o funu trece, trece. Uite așa de chinșa mar mai toarnă un pahar. O șprițui rece și o funu trece, trece. Să trăiască ce iubim și să ne înveselim. Așa mă, păi la cărciumioara din drum, păi să bei cum bătrânii spun. Păi hangița-ți umple paharul, păi și îți cântă lăutarul. Păi la cărciumioara din drum, păi să bei cum bătrânii spun. Păi hangița-ți umple paharul, păi și îți cântă lăutarul. Păi tinere, ți uită-ne, păi bătrânețe, te rog, lasă-ne. Păi nu mai bate vântule, păi că ne fug gândurile. Păi uite așa ne place viața, păi să bem până dimineața. Păi să bem șprițul două zile, păi și să fug cu mândra în lume. Păi uite așa îmi place viața, păi să beau până dimineața. Păi să beau șprițul două zile, păi și să fug cu mândra în lume. Păi tinere, ți uită-ne, păi bătrânețe, te rog, lasă-ne. Păi nu mai bate vântule, păi că ne fug gândurile. Păi eu te beau, măi, șprițule, păi cum vin diminețile. Păi și ți-o spune noapte bună, păi când pleacă cu mătra lună. Păi eu te beau, măi, șprițule, păi cum vin diminețile. Păi și ți-o spune noapte bună, când pleacă cu mătra lună. Păi bătrâne, se uită-ne, păi tinerețe, te rog, lasă-ne. Păi nu mai bate vântule, păi că ne fug gândurile. Păi tinere, se uită-ne, păi bătrânețe, te rog, lasă-ne. Păi nu mai bate vântule, păi că ne fug gândurile. Acest program este disponibil și pe Prima Play.